În aceste zile, Colegiul Tehnic a primit din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale Carta Erasmus Plus de mobilitate VET. Este o recunoaștere a capacității operaționale instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată și sprijină eforturile instituției de a crește internaționalizarea VET prin intermediul programului Erasmus Plus. Distincția vine ca o recompensă pentru toți anii de activitate în domeniul proiectelor cu fonduri europene, dar și ca o recunoaștere a faptului că membrii echipelor de proiect lucrează în interesul elevilor. Ieri am primit în poștă din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale Carta VET, Carta de Mobilitate Erasmus. O așteptam, câștigasem încă din luna mai în urma aplicației depuse. Carta VET vine ca o recunoaștere a calității proiectelor depuse de Colegiul Tehnic, pe de-o parte, și ne permite în continuare să implementăm cu succes astfel de proiecte, pentru că această Carta VET a fost obținută prin verificarea strategiei de internaționalizare a Colegiului Tehnic și anume ceea ce ne propunem în următorii ani să facem în Colegiul Tehnic în domeniul proiectelor europene. Prin Carta de Mobilitate VET sunt, de asemenea, recunoscute calitatea ridicată a proiectelor implementate în trecut, angajamentul pe termen lung de a îmbunătăți permanent activitățile de mobilitate și abordarea strategică a instituției de a include mobilitatea internațională în activitățile curente. Din 2013 și până în acest moment, la nivel național există doar 14 licee care au primit această cartă. Vestea bună este că ne-a fost aprobată oarecum la pachet cu ceea ce am scris în aplicație și anume că în următorii ani din Colegiul Tehnic vor efectua 3 săptămâni de practică 85 de elevi. Este limita maximă la care am ajuns, atât ca durată 3 săptămâni, cât și ca număr de elevi 85 de elevi. Știți ca alte școli din România să dețină o astfel de distinția se obține doar pentru liceele care au implementat cu succes cel puțin 3 proiecte în ultimii ani, deci nu se poate obține oricând. Din 2013 încoace, doar 14 licee, inclusiv Colegiul Tehnic, au această distinție din toată țara. Anul trecut, în urma unei vizite de audit de sistem prin care s-a verificat modul în care au fost cheltuiți banii europene accesați, echipa care implementează proiectele la Colegiul Tehnic a primit laude. Mai mult decât atât, auditorii au constatat că evoluția elevilor în urma participării la proiecte a fost una remarcabilă.